V-am invitat astăzi aici pentru a face cunoscut modalitatea, a face cunoscută modalitatea în care vom începe noul an școlar în județul Vaslui. La nivelul județului avem un total de 6608 norme, 640 de unități școlare, mă refer aici la unități cu personalitate juridică și structurile arondate acestora. Și un număr de 48.850 de elevi pe toate nivelurile. Referitor la situația în care începem noul an școlar, fac următoarele precizări. Conform hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care a avut loc ieri, s-a stabilit că ca din cele 640 de unități școlare, dintre ele 451 funcționează pe scenariul verde, iar 189 funcționează pe scenariul galben. Cum am luat această decizie? Am respectat ordinul comun al Ministerului Sănătății cu Ministerul Educației și Cercetării. În cursul zilei de luni, pe 7 septembrie, am primit de la Direcția de Sănătate Publică situația epidemiologică pe fiecare comună și în funcție de aceasta a fost comunicată directorilor de școli, iar aceștia, în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, au stabilit scenariul verde, scenariul după care vor funcționa, astfel încât să fie în concordanță cu datele transmise de către DSP. Apoi noi am centralizat toate aceste date și le-am prezentat ieri colegilor din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ca drept dovadă că toate au fost aprobate exact așa cum le-am transmis. Ce precizări aș vrea să mai fac? Am avut situații în care școlile, deși în localitățile respective era scenariu galben, au solicitat la decizia Consiliului de Administrație al școlii să funcționeze după scenariul verde, respectând criteriile pentru scenariul verde, adică aveau locații unde să poată să păstreze distanța fizică între copii și îi puteau aduce pe toți la școală. Am spus că am considerat noi, ca și în cadrul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar, când am avizat aceste decizii transmise de școli, că este o situație, e bine să-i lăsăm să-și facă treaba, pentru că știm că cea mai bună metodă de a învăța este cea față în față cu copiii, mă refer la cadrul didactic. Apoi, mai avem școli unde se funcționează pe scenariul galben și, de exemplu, dacă într-o clasă sunt 29 de copii, să zicem, și distanțarea fizică le permite intrarea în clasa 25 de copii, nu vom merge strict pe acel scenariu galben, adică jumătate la școală, jumătate în clasă. Vom primi în clasă atâția copii cât permite sala, astfel încât să se păstreze acea distanțare fizică, și vor rămâne mai puțin în online. Mă refer la 5-6, restul care erau și care au încăput în clasă. Să cuprindem cât mai mulți copii care să vină fizic la școală. Nu avem niciun scenariu roșu la nivelul județului Vaslui. Acum mai avem de stabilit o procedură referitoare la cantinele și internatele școlare. Astăzi la ora 13 avem o ședință cu doi reprezentanți de la Direcția de Sănătate Publică. I-am convocat și pe domnii directori de licee, acolo unde avem cantine și internate, să stabilim de comun acord o procedură, deci pe care să o agreem de ambele părți, astfel încât să putem să dăm drumul și la internatele școlare, pentru că sunt foarte mulți elevi care provin din mediul rural și care nu-și pot asigura locație în orașul în care învață. În ceea ce privește, mai avem o problemă legată de elevii moldoveni, sunt 55 la număr la noi în județ, conform
legii, ei trebuie să fie carantinați obligatoriu 14 zile. Trebuie să asigurăm o locație în care să-i putem duce sau, așa cum a fost făcută acea derogare de la ordonanța care stipula că ei pot veni fără, cu excepția carantinării, a celor care vin să-și susțină examenele naționale și examenul de bacalaureat. La fel, să vedem dacă se poate face o derogare. A rămas astăzi ca Ministerul să ne transmită dacă este legal sau nu este legal să se facă acest lucru și în funcție de asta vom încerca să-i cazăm undeva pe toți, să asigurăm pedagog școlar și tot ceea ce e necesar. În principiu am vorbit la direcția cu domnul director Tatu de la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport să ne pună la dispoziție acea locație de aici din Vaslui. Și sunt sigură că vom găsi soluții pentru aceste probleme. La nivelul județului Vaslui, astăzi, când stau de vorbă cu dumneavoastră, avem 11 cazuri de cadre didactice confirmate cu decizie de la Direcția de Sănătate Publică. În urma acestor cazuri s-au efectuat anchete epidemiologice pentru a se stabili care, de fapt aceasta este și procedura, care sunt contactii, care trebuie carantinați și așa mai departe. Deci avem 11 cadre didactice, avem un asistent social de la Școala Elisabeta Polihroniade, avem un elev de clasa a doua de la clubul școlar din Bârlad, deci care n-a venit la școală, dar știm că el este confirmat cu COVID, și apoi patru cadre didactice carantinate în urma acestor anchete epidemiologice. Asta este procedura, colegii directori au înțeles ce trebuie să facă, cum trebuie să managerieze și o astfel de situație. Deci, în momentul în care se află, până nu primesc decizia, nu iau nicio până nu primesc decizia de la DSP că au un infectat în școala respectivă, după ce primesc acea decizie, DSP-ul va face ancheta epidemiologică și după ancheta epidemiologică noi vom stabili ce tip de scenariu vor funcționa și apoi vom aproba în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Aceasta este procedura. Nu știu, acum dumneavoastră dacă aveți întrebări. La școala un asistent social. Da. Dacă vor fi mai multe, deci am înțeles, în momentul în care nu putem asigura cum să spun, nu susține substituirea acelor cadre didactice, cel mai probabil împreună cu colegii de la DSP și cu reprezentanții din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ne vom gândi la o soluție. Mă gândesc acum că cel mai probabil am putea ajunge chiar și până să închidem școala dacă nu există, dar eu cred că vor fi colegi din școală care dacă au ore în schimbul 2 vor putea să susțină activitățile cu celelalte clase, acolo unde profesorii să sperăm că vor fi prezenți și nu se vor îmbolnăvi. Soluții găsim de moment în funcție de... Spuneți. Așa cum prevede procedura pe ceea ce înseamnă COVID, da. În momentul în care un profesor are COVID, da. Automat a intrat în contact cu zeci, sute de copii, pentru că el are ore la mai multe clase. Ce facem atunci? Nu toți sunt contacți? Păi da, stați puțin. Deci asta nu stabilește inspectoratul școlar. Asta stabilește DSP-ul prin ancheta epidemiologică pe care o face. În funcție, noi nu avem aceste atribuții. În momentul în care DSP-ul ne transmite nouă, ei stabilesc după normativele lor cine este contact, cine intră în carantină, cine nu mai vine la școală și în funcție de asta. Eu vă întreb în primă instanță. Este depistat un profesor care s-a intrat în contact cu aproape toți colegii lui. Că a avut ori aproape la toate clasele din școală. Așa. Care este prima măsură de asta? Bine, anunțați DSP-ul, dar până vine DSP-ul, ce faceți? Închideți școala respectivă? Asta întreb. Dacă închidem?
Pentru că el a intrat în contact fizic cu ceilalți colegi și cu ceilalți elevi din școală. Eu asta vă întreb. La ancheta epidemiologică durează o zi, două, trei, până atunci faci. Nu durează o zi, două, trei. Ancheta epidemiologică o fac în aceeași zi. Deci în momentul în care DSP-ul deci cazul este confirmat, atunci DSP-ul și din câte am eu cunoștință, ei în 2-3 ore dau rezultatul la acel test PCR. De la suspiciune, deci este un didactic cu suspiciune, da? Și până la confirmarea DSP-ului, școala va funcționa în continuare, da sau nu? Dacă este un singur cadru didactic, o să vedem la clasele la care a avut, ei nu se întâlnesc în cancelarie. Sunt cadre didactice care au aproape la toate clasele. Deci am încercat și am vorbit cu colegii directori să încerce să facă orarul astfel încât, de exemplu, un profesor să stea 2-3 ore la aceeași clasă. Da. Deci, de exemplu, dacă au 2 ore de matematică, să nu se mai plimbe de la o clasă la cealaltă. Nu. Deci, dar nu e, deci cum să vă spun, e o greșeală. Sunt și până acum au fost în orar în care au avut, de exemplu, matematică, dar cei care au intensiv și au mult mai multe ore pe săptămână. Deci de la suspiciune, să spunem, două cadre didactice într-o școală. Da. Ce se întâmplă? Deci până când... Va funcționa în continuare școala? Deci stați puțin, dacă... Deci ancheta epidemiologică se va face în aceeași zi. În momentul în care copilul sau cadrul didactic vine la școală și îi se ia temperatura, cine să spună dacă are? Da, se va închide școala. În momentul în care vom constata că acel cadru didactic a fost pe la toate clasele sau pe unde a susținut sau a intrat în contact cu alți elevi, cu alți colegi. Deci, în momentul în care apare se închide școala respectivă, da? Până la coordonare. Da. Foarte bine, durează 24 de ore, scuzați-mă, da. 24 de ore până vin rezultatele la testul COVID. Deci, încă o zi, deci copiii vor veni, practic, și cadrele didactice vor veni două zile. Ziua în care e suspiciunea și a doua zi. Am înțeles. Plus ancheta epidemiologică, așa durează câteva ore și tot înseamnă. Da, pentru că trebuie să stea de vorbă cu fiecare să... Deci școala, în momentul în care, acum depinde de situație, în sensul că, de exemplu, dacă aflăm dimineață, da, sau că e confirmat, da, ce facem? Îi ținem în continuare, chemăm părinții să-și ia de la școală, da, dacă aflăm în cazul elevilor și al cadrelor didactice, dacă se vor pleca acasă, da, dacă, sau la DSP unde să-i ancheteze sau vor veni acolo, da, dacă se întâmplă acest lucru la prânz să aflăm că un cadru didactic, da, deci elevii pleacă acasă, vom anunța public că școala nu va funcționa în ziua următoare până când nu se va finaliza ancheta epidemiologică și apoi în funcție de asta vom stabili scenariul cu ceea ce ne spune DSP-ul. Deci, concret v-am spus, deci nu pot să vă spun, dar nu am cum să vă spun dacă se închide. Deci, pe ce tip de scenariu vreți să mergem? Cadrul didactic are... Cadrul didactic este suspect de COVID, da? El este testat și apoi. O să vedem dacă cadrul didactic... Poftim? Confirmarea vine a doua zi. Copiii... Poftim? Da. Copiii pleacă... Noi, DSP-ul a zis că urgentează, pentru că e vorba de o școală întreagă și sper să avem o... colaborare bună, o să aibă prioritate, mi-închipui. Deci, după ce aflăm că este confirmat cu COVID, vedem la clasele la care domnul profesor a avut ore și acele clase le vom trimite acasă, clar. Se vor închide. Ideea este că, deci, în funcție de ancheta epidemiologică și Direcția de Sănătate Publică, nu eu, nu inspectoratul ia decizia, ci împreună în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Deci nu, nici noi, nici școala, nici... Noi vorbim de chestii că ce se va întâmpla în viitor. Noi vorbim acum se întâmplă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se poate întâlni 2-3 ore. Nu-i ceva care, da? Nu știu dacă faceți ședințe online pe Comitetul Județean. Nu facem. Eu cel puțin n-am participat la comitet. Vă întreb, acum se întâmplă. Deci noi vorbim acum. Adică ne sună un director și ne spune Cutărescu a fost confirmat. Ce faceți dumneavoastră, inspectorat? Da. Au obligația să vă anunțe. Poftim? Au obligația să vă anunțe. Da, sigur. Deci teoretic întâi anunță DSP-ul concomitent și DSP-ul și pe noi, da? Directorul?
Îi spun directorului, persoana respectivă să o trimită acasă, da, să se autoizoleze, pentru că așa este normal. Da. Și apoi ce elevii de la clasele la care profesorul a avut sau cine a intrat în contact cu profesorul respectiv vor merge acasă. Da? În caz că se simt rău, să se sesizeze la fel ceilalți părinții, să se sesizeze DSP-ul și așa mai departe, și apoi vom încerca și în funcție de cum evoluează, vom închide, vom trece pe un alt, pe scenariu online, vom vedea la momentul potrivit. Ce veți face pe scenariu online, pentru că în mediul rural nu există semnal? Da, avem, avem sate unde nu avem sistem online, deci chiar dacă am avea acele gadgeturi, nu avem câte ce. Deci câte sate nu au internet? Nu știu, cred că în jur de vreo 46, din câte am eu cunoștință, nu au semnal deloc, deci efectiv. Sau nu se pot desfășura lecții, având în vedere că se pierde, iar vine, iar se pierde. Avem demarat de scenariul verde, da. Da, exact. Avem o, ministerul ne-a transmis că avem o, un parteneriat cu cele patru firme de comunicații și avem o persoană de, din inspectorat care ține legătura cu dumnealor. Momentan colegii sunt trimiși în teren, tocmai pentru a sesiza acolo unde nu există internet, iar cei care, fiecare cu zona lui, că de asta s-a colaborat cu toți cei patru, adică undeva este semnal de la o anumită firmă, în altă parte este semnal de la o altă firmă, tocmai pentru a încerca să găsească soluții. Spuneau să monteze o antenă acolo ca să asigure copiilor acces la școala online. Deocamdată sperăm ca într-o lună de zile, undeva până pe 15 octombrie cel târziu, să putem să rezolvăm și această problemă. Confirmat, deci spuneați că sunt 11 profesori și 2 elevi confirmați? Nu, un singur elev, v-am spus. Da. Și 11 profesori? 11 cadre didactice. Da, cadre didactice, din care unul e cel asistent social. Nu, asistentul social este separat. Da, da. Spuneți. Nu în toate școlile. Avem desemnată o persoană, tot prin decizie la nivelul fiecărei școli, exclus cadrul didactic, pentru că el trebuie să lucreze cu copiii, să stea să-i supravegheze în clasă. Este un cadru didactic gen bibliotecar, administrator, secretar, care asigură triajul epidemiologic. Acolo unde avem cadre medicale, împreună cu cadrul medical verifică dacă se respectă aceste și implementează aceste norme de igienă. Cadrele nu sunt testate înainte de începerea anului școlar, da? Nu. Cum vor proceda cadrele didactice care fac naveta? Aici este o mare problemă, iarăși. Știți că sunt multe cadre didactice, da, care fac naveta, da, intră la o bună nevânând în contact cu... Da, i-am sfătuit pe colegii directori, deci banii de navetă se vor deconta. Dacă au posibilitatea să vină cu mașina proprie, este foarte bine. Acolo unde nu se poate acest lucru, i-am rugat să se cupleze cu colegii și să evite venirea cu microbuzul sau mai sunt colegi care fac naveta dintr-un sat în altul în cadrul aceleiași comune și merg cu microbuzul alături de copii, adică împreună cu copiii cu... Asta putem să, asta pot să vă spun în ceea ce privește naveta. Asta puteți afla de la direcția de asistență socială din cadrul primăriilor. În general, în mediul rural nu avem asistent sau cadru medical în școală, ci asistentul medical de la primărie, sigur, și asistentul social de la primărie. Nu știu dacă au, nu cred că au asistent medical la primărie, au cabinetul medical. Iar în orașe, ei țin de direcția de asistență socială din cadrul primăriilor. Mă refer Vaslui, Bârlad, Huș, Negrești și Urgeni. Spuneți.
Da, persoanele terțe nu au voie în școli. Deci absolut nimeni în afară de elevi, cadre didactice, deci de personalul școlii nu are voie să intre în școală. Absolut nimeni. Nu, 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 absolut nimeni. Absolut nimeni. Nici primarul. Și acolo unde sunt copii cu cerințe speciale. Așa. Cum se procedează? Că vă rog acolo copilul de părinte, e altă situație. Da, are nevoie de însoțitor. Vom încerca ca acei copii care merg la care copii cu cerințe educative speciale să aibă asigurată tabletă pentru învățământ online. Este cel mai corect pentru că ei sunt, dacă stăm să ne gândim acum, depinde și de deficiența pe care o au, pentru că ei fac parte din persoanele cu risc. În ceea ce privește și acolo există, în ordin există o prevedere pe această tematică în care se spune că cei care prezintă risc pot urma școala în online, sigur. Cum este organizat asta încât distanțarea socială în clase să fie desfășurată, la fel și masca să fie purtată corect? Cadrele didactice, în ceea ce privește distanțarea, în momentul în care au stabilit tipul de scenariu în funcție colegii directori, în funcție de situația epidemiologică, au măsurat efectiv cu ruleta în clasă, așezând, deci... Păi da, ei vor fi supravegheați în permanență, iar cadrul didactic are această obligație să vegheze la păstrarea distanțării fizice între copii în sala de clasă și pe holuri când merg la baie să păstreze distanța. Le dă voie... Acum... Fiecare profesor, când merge de la o clasă la alta, nu avem cataloage, deci o să meargă de la o sală de clasă la alta. Ei vor fi în permanență pe hol. La ce vă referiți? Poftim? Nu știu, adică sunt niște întrebări care chiar... Nu, care trebuie răspuns, care le dau ce îmi păi cum vor merge? Cum merg toți oamenii la toaletă? Păi știu că trebuie în permanență să supravegheze copiii. Au 5 minute la toaletă. Deci... De eu nu cred, aici este o chestiune de colegialitate, adică eu pot în momentul în care colegul merge la toaletă să stea altcineva în clasă sau chiar stăm ca... Și la colegul are și la altă clasă. Bine, atunci când vom stabili o procedură și o vom transmite astăzi în școli, gândindu-mă acum pe moment că am putea ca cel care face triajul epidemiologic nu o să mai aibă nevoie să stea jos la intrare când intră copiii, să le ia temperatura și să igienizeze, să-i verifice dacă au mască și să le dea dacă nu au și să-l cheme pe respectivul în clasă să stea cu sau să vizualizeze din ușa clasei, colectivul clasei, astfel încât să se păstreze distanțarea fizică. Când vor primi, o să-mi și notez acest când lucru. Când vor primi elevii tabletele? În funcție de acele 80.000 de tablete care vor fi distribuite direct de către Ministerul Educației, o să revină, noi am făcut o situație pe care am transmis-o la Minister și în funcție de nevoile fiecărui județ va fi un anume procent în care se vor împărți în funcție de nevoie. Nu știm deocamdată. Noi avem nevoie la nivelul județul Vaslui, deci copii care nu au niciun fel de gadget, 7026. A venit, s-a publicat și ghidul, l-am pus și noi pe site-ul inspectoratului. Urmează să luni să discutăm cu doamna Ignat și cu doamna Mihnevici modalitatea în care vom aplica, pentru că noi trebuie să obținem fonduri, adică le achiziționăm și pe baza proiectului pe care, pe fonduri europene pe care, conform ghidului, ne vom recupera banii după ce vom achiziționa aceste tablete. 7026. A, 43 de comune. De 43 de locații, mă refer, ca și sate. Da. Sate, da. Păi nu, în general nu la în comună, că acolo e la centru. În satele componente, acolo unde semnalul nu ajunge. N-am mai calculat și asta. Nu.
O să calculăm și asta. Copiii vor mai fi scoși la tablă? Cu siguranță nu. Deci nu stau doar în tablă? Da, vor pune întrebări, vor răspunde. Sunt multe alte modalități pe care cadrul didactic le poate găsi pentru a interacționa și pentru a activiza toți copiii în cadrul activităților. Pentru cei care sunt acasă și se toată online cu flash. E pot transmite direct din clasă, ceea ce vorbește profesorul, colegilor din clasă, profesorul își așează telefonul și cei, asta pe scenariul galben, acolo unde avem jumătate-jumătate sau unde vă spuneam că vin mai mulți câți fizic pot intra în clasă cu păstrarea distanțării și restul acasă. În clasa întâi, unde copiii trebuie să fie învățați să scrie și știți foarte bine că profesorul, învățătorul trebuie să-i arate copilului fizic, să-i țină, mâna să facă literele. Cum se va desfășura? Am înțeles. Deocamdată vom, în primul rând că vor purta măști, nepăstrându-se distanțarea fizică. Primele 3 săptămâni deja va fi doar o evaluare, o reactualizare a cunoștințelor. Nu vorbim de livrarea de cunoștințe noi, adică să înceapă să-l facă pe A, pe B, da? Deci în primele 2 săptămâni este o evaluare inițială. Apoi se va trece pe conținuturi. În funcție de evoluție vom stabili și modalitatea în care se va lucra la clasa pregătitoare și la clasa întâi. Pe materia de semestru 2 de anul trecut, teoretic s-a recuperat, având în vedere că a fost școala online. Vor fi activități de educație remedială pe care cadrul didactic le poate face la tot la fel, ori după ce, dar având în vedere că trebuie să limităm timpul care stă la școală, nu cred că este cazul acum să încercăm să îi punem să facă acest lucru. Pentru că știți, norma didactică a unui cadru didactic este de 40 de ore. El vine fizic la școală 18 ore sau în funcție de... Dar norma didactică să-și pregătească activitățile, norma de predare este diferită de cea de norma didactică. Astfel că se practică. Avem copii care merg într-un ritm mai lent în cadrul orelor și atunci învățătorul rămâne eventual cu 2-3 sau așa și îi explică încă o dată, tocmai pentru... să el să nu rămână cu lacune, da? Să recupereze din mers ca să poată să parcurgă materia în continuare. Luarea directorilor de unde școală au pus în cetăți de suplimentarea normelor? Da. Avem o, cel puțin la clasa a 5-a, pentru că legea spune că se pot diviza clasele doar la, atunci când avem o nouă formațiune, deci atunci, la clasa a 5-a când se formează, când se formează clasa. Legea prevede de la 1 septembrie că nu avem voie să nu avem voie să primim mai mult de 29 de copii și chiar am avut cazuri, de exemplu, o să vă dau un singur exemplu, la școala numărul 3 Vaslui, aveau 3 clase, una, o clasă de 30 de elevi, clasa specială la care au dat examen, da, au dat o testare ca să intre, și încă 2 clase, una de 34 și una de 35, și au transmis către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar să le suplimentăm cu încă o clasă de a 5-a. Am întrebat cum ați ajuns la acest număr de copii, respectiv 34 și 35 într-o clasă, în condițiile în care legea vă permite 29, și dumnealor ne-au spus, au avut o justificare, și se întâmplă în foarte multe școli, cel puțin din urban. Sunt aceste clase speciale unde se dă testare și unde vin din tot orașul. În momentul în care au fost și elevii dumnealor de la clasa dumnealor au dat testare, dar n-au luat. Și atunci ei au primit din oraș copiii conform notei pe care au obținut-o, iar elevii care veneau din clasa a 4-a de la dumnealor din școală trebuiau să-i primească, erau obligați. Și așa s-au supraaglomerat cele două clase, adică una a fost de 34 și una a fost de 35. Eu vreau să vă întreba câte solicitări de genul ăsta aveți în vedere pentru școala de teași, câte au fost aprobate? Deci au fost aprobate toate. Deci toate au fost aprobate. În ultimul CA am avut 17 și mai avem încă cereri, o să convocăm un nou CA, probabil, cel mai probabil luni, astfel încât, pentru că trebuie să avem 72 de ore să convocăm Consiliul de Administrație, este o procedură pe care trebuie să o facem. Da, le-am aprobat pe toate. Mulțumesc.
Pentru că legea, asta ne spune să facem. Doamna general, vor avea voie elevii să meargă cu flori la școală? Nu, le recomand să lase astfel de și părinților și copiilor. Știu că e o plăcere, e o tradiție. Anul acesta cred că ar fi bine să ne abținem de la astfel de gesturi, la fel cum ne abținem și de la organizarea de festivități de deschidere. Nu avem nicio astfel de festivitate de deschidere, deci, pentru începutul de anul școlar. În acest sens e doar așa? De la dumneavoastră, deci nu vine din partea Ministerului, al DSP-ului? Nu, legea nu prevede că trebuie să ducem flori la școală și atunci nu știu dacă trebuie să venim noi cu. Eu le fac o recomandare colegilor, părinților, să nu meargă cu astfel de... Se vor mai susține lucrări de control? Nu putem vorbi acum. Nu, evaluarea inițială nu se va face cu lucrări de control. Eventual vor putea fi niște teste, pentru că astfel, într-o perioadă mai scurtă de timp, profesorul va putea avea o imagine asupra nivelului fiecărui copil, da? Și în funcție de asta să știe cum își programează conținuturile pe întreg semestru. Poftim? Orale, testele, nu pe... Teste orale, da, este vorba de, eu știu, pune o întrebare, pune 5 copii să răspundă, pune altă întrebare, 5 copii să răspunde. Sau pur și simplu mai sunt școli care au table dintre alea inteligente, unde afișează și fiecare copil își scrie pe caiet rezultatul și apoi... Da, tocmai am spus colegilor, dacă vreți putem rămâne după să discutăm puțin. Deci nu se dau, de ce s-a recomandat tezele, să nu se dea tezele, da, în zilele de luni și de vineri și de vineri? Pentru că teoretic eu nu am văzut acest, este precizat în... Este o recomandare. Unde? A fost... A fost spusă de către cine? De către director, de către cine? Nu știu, eu nu am... De ceea ce ați comunicat dumneavoastră? Eu nu am comunicat așa ceva. Nu, nu. Deci eu nu știu de unde... Vă rog, vă rog, vă rog, da. Eu nu am comunicat așa ceva. Da, chiar vă rog și dacă mi-l aduceți, eu nu am comunicat de teze. La un moment dat se pusese problema să, ca și copiii nici să nu mai dea teze. Nu, deci tezele vor fi date, dar în condițiile respectării, adică cu condiția respectării normelor de igien și a scenariului în care sunt. Notele vor mai fi făcute publice, pentru că în momentul în care transmit un online, știu foarte bine că notele sunt confidențiale. Nici măcar părinții nu au voie. Dacă situația școlară, mai ales pe ceilalți, în momentul în care este online și se face evaluarea de către profesori, cum stați puțin, dar acel catalog care se face online la școală, da? Deci copilul are un număr la catalog, da? Deci numărul respectiv, de mult timp nici măcar în ședințele cu părinții nu se mai spun notele cu numele, da? Spune numărul, copilul știe numărul sau număr matricol, găsește fiecare, fiecare școală și își găsește o modalitate. Deci notele nu sunt publice. Și... Păi despre evaluarea la clasă vorbim. Nu vorbesc nota pusă în sine, vorbesc despre evaluare. Adică îi spune, profesorul să-i spună copilului ce notă a luat? Ce notă? Ce evaluează? Așa. E corect ca ceilalți părinți să vadă când evaluează pe un alt elev? Păi dar ce? Părinții participă la lecții. Dar nu știu dumneavoastră ce face părintele în spate copilului la lecții. Sau nu trebuie să fie nici măcar în spate, sau unde? Nu cred că e cazul să discutăm despre așa ceva, dacă... Eu am înțeles. Oricum, profesorul nu va comunica nota copilului respectiv. Adică nu-i va spune, tu astăzi ai fost pregătit, pentru că nu face asta, n-a făcut asta nici înainte de situația pandemică în care ne aflăm. Adică îi spune, tu astăzi nu ai, ai luat calificativul cu tare sau ai luat... profesorii nu vor comunica nota, clar. Deci va evalua copilul și își va nota acolo. Eventual copilul, dacă dorește, poate veni cu carnetul de note în care să îi se treacă. Nota, poftiți? Nu are voie să ridice din bancă. Păi atunci cum pleacă acasă dacă nu se ridică din bancă? Să vină cu carnetul ăsta mă nevesc. Facă schimb între profesor și ele. Îi va trimite un mesaj acasă pe telefon.
Eu cred că vom găsi soluții la orice. Cred că trebuie să... Școala începe luni. Nu putem să ne gândim la chiar la amănunte de genul acesta. Ne știm prioritățile, încercăm să deschidem, facem eforturi să deschidem școala în bune condiții și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor primarilor care s-au implicat și au asigurat. Deci am avut sprijin din partea dumnealor, din partea colegilor directori, din partea colegilor inspectori. Aveți și vă mulțumesc dumneavoastră. Da, avem școala de la Pungești, de la Stejaru, care este, nu este gata, deci ea este în reabilitare și elevii de acolo vor merge și au depus o cerere la noi să le aprobăm schimbarea programului. Deci vor merge la școala de la... am uitat cum se numește, o școală dintr-un sat apropiat, deci au microbuz școlar, vor merge, dar într-un alt schimb, după amiaza, după ce se va face dezinfecția, după ce termină cei de acolo. Avem grădiniță și ciclu primar. Doamne general, un profesor întreabă, de ce s-au angajat suplinitori necalificați care au ore în mai multe școli din diferite localități, când orele puteau fi distribuite către titularii școlilor, evitându-se o... Probabil colegii mei de la personal au respectat metodologia și au respectat și numărul de ore suplimentare pe care un profesor trebuie să le aibă. Eu nu cred că au angajat suplinitori necalificați, neglijând colegii noștri calificați, mai ales din școala respectivă, care să predea la orele respective. Adică avem o normă pe care trebuie să o respectăm. Și cornul și laptele se mai dă... se dau în școli sau se renunță? Pentru că cum vor trebui elevii? Da, nu există norme de igienă prevăzute pentru acest lucru și vom renunța la corn și lapte, cel puțin pentru o perioadă de timp.